Salutare! Voi face un vlog diferit față de vlogurile pe care le-am postat până acum. Sunt în mașină, mă duc la autogară să o iau pe mamaia Ileana, care are 84 de ani, mamaia mea, și pe mama mea. Mamaia Ileana locuiește în satul lui Dești, un sat situat în nordul Moldovei, la 35 de kilometri de Fălticeni, de orașul în care m-am născut. Mergeam verile pe acolo cu sora mea Ana, care este cu 3 ani mai mare ca mine. Îmi aduc aminte o povestioară, ne sculam dimineața de vreme, pe la 5-6 era întuneric afară și mergeam la cules ciuperci în pădure. Am mers împreună cu mama Ileana și cu încă o vecină, ca la un moment dat să se gândească ele să ne facă o glumă, să se ascundă de noi pe acolo prin pădure, prin niște tufișuri. Ei, s-au ascuns de noi, eu cu sora mea am luat-o în stânga, am luat-o în dreapta, am luat-o în toate direcțiile, ne-am panicat foarte tare, am zis că ne-am pierdut, ne-a lăsat, cred că un minut, două, trei să vadă ce reacție avem, după care au ieșit din tufiș și au început să râdă de noi. Și mi-aduc aminte și acum acea povestioară de când eram foarte mic, cred că aveam 3-4 ani, nu știu cât aveam, dar mergeam în pădure la ciuperci și îmi plăcea foarte mult această călătorie. A ajuns mamaie și cu mama să mergem să le luăm. Ce faci? Am niște copii. La mulți ani, măi, frumos și numai. Ce faci? La unde ai bagajul? De? Ai bagaj? De la mine asta. De la mine, geanta. Da, hai. Hai că a luat-o mama, hai. Ei, nu poți, poți. Haide. Hai că uite aici mama, s-a dus să ia geanta. Are geantă mare? Dar de ce a luat geantă mare? Nu, așa. De ce ai geantă mare? Hai, pune mâna. Te-a scăpat mâna, hai. Hai să mergem, că i-am luat și geanta lui mamaie. Hai, mergem. Hai, mamaie. Ce faci, mamaie? Cum e? Ai ajuns la București? Cât ai fost? Mai un pic cu mâna câte ore ai pe aici, făcut? Așa să nu fie. Câte ore? Nu știu. Am făcut vreo 7-8 ore. Am cheiti, mamă, cât e. Ăsta te filmează. Și ce dacă te filmezi? Stai deschiată cu decoltă. Nu, mai are tricou cel de sus. Fetele în București așa stau, cu țâțele pe afară. Era frig tare. Ți-aduce aminte când eram la Uide și am mers la cules ciuperci în pădure și te-ai ascuns de noi, de mine și de Anca? Jucam și eu cu voi, nu știu de noi. Te-ai ascuns de noi și am crezut că... Ne-am adus și v-am lăsat. Că ne-am pierdut, da. Ce-ai gândit-o și lăsat-o băiat așa. Nu, dar ne-ai speriat atunci puțin. Ne-ați speriat, dar deși aveam inima și ați vorbit după anii. Am văzut că ai fost la Oktoberfest, ai băut bere, te-am văzut cu halba de bere. De unde e pus așa, numai e halba numai... La gura humorului, la Oktoberfest. La sărbătoria berii. N-am băut eu. Ai avut așa de tamai halba. Nu, era halba de mai. I-a făcut Ancuța fotografii cu berea lui Petruș. A, nu era berea. Era berea Petruș. Am văzut că avea un șambe. Așa am băut și eu atâta. Atât, atât. Un pahar, nu? Un pahar. 250 de grame. Doar atât? Și nu bând din seara o bere amândoi? Da, am eu ghișinată bun. Ai ghișinată? Și când vin de la sală, nu dorm la 11? Nu dorm, Doamne ferește. Ți-a dus vișinată, ia. Seara când mă întorc așa, înainte de sală, n-am cum să beau. Mamaie! Du-te sus, hai, du-te după mama. Mama, mă pot urca. Ei, pe margine, ușor. Vine sus cu mine, hai. Chirisiuc, tic, 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 tic. Hai zâmbi și la tate. Mulțumesc pentru vlogul meu. Facem cunoștință. Iris, Selena. M-a spălat pe mâine, am fost la baie. Nu, pun mâna. E ok. Eu întotdeauna. Pune aici. Întotdeauna mă spăl. Mamă, dar e... Pot să zic, da? Da. E super. Spune. E lăită mamă. Toată lumea zice că sunt eu acum, mama. Nu, mea se pare că e mama toată ziua. Nu. Da? Așa da, zice și toică-mi eu. Uite și pe cameră. Vrei să-ți dau niște papucei? Nu vreau nimic să rămână. Ești sigură? Da, sigur. Ia, dă-te așa.
Hudiță. Da, cu H. Hudiță îmi pică mai bine. Și bunica? Este Mirca și Iana. Pentru că ce e un cadru de ăsta de familie așa? Eu nu știu. Coța. Ce faci, mă, bătoare? Iarăși mă filmez. Filmează și tati pe Irisuc. Iris. Cucu. Iris. Eu mă așteptam să te văd trează, să bem o vișinată, că ai zis că ai adus vișinată. Nu, n-am fost o pășită, ce putea. Acum ai dimineață, unde să nu vii, nu. Acum a fi. E mamândoi. Tu o leacă, eu o leacă. Uite, bă, cum ține mânuțile. Ești bătrână, eu ce cum ești, eu și ce cum ești. Păi o să ajung și eu așa, nu crezi? Doamne ajută. Da, Doamne, să ajung, să-ți crești copil la mamă. Da. Și o vezi la locul ei.